bine te-am regăsit! Bună seara! Și Leonardo, unde e? Gets Bizic. Unde e? Mănâncă ce mai rămas din puiul meu cu pire și mă așteaptă. Leonardo DiCaprio mănâncă piure cu pui. Sunt da, e foarte bun! E foarte bun! Eu am cerut și o sălățică. Mai e, vreau și eu. Sălățică nu e deloc. Nu, dacă mă rog însă. Vrei să împarți piureul cu Leonardo? Da. Nu, că nu-mi place Leonardo. Ne place nouă, nu-i problemă. Are ceva să piure, că e cam pufos Leonardo DiCaprio. Păi de asta, cred că mănâncă piure, nu e o problemă. Deci unde mergem? Că e clar că povestea mea nu e... Aș fi putut să merg, da, la un concert de jazz, am să nu vă plictisesc o piesă de jazz. Andreea mi-a zis că să mă duc la cabaret. Eu am zis că mie mi-a intrat o idee fixă în cap. Vreau să mă integrez undeva, într-un castel părăsit, practic. Așa zicea și piesa, de castel. A, deci așa. Totuși nu în grupul fetelor, ci într-un castel părăsit. Ce-mi iese și mie, Doamne ajută. Eu zic să mai încerci, că 100% reușim până la urmă. Raluca. Da, Elinca. Ce-mi spui? Îți spun că îmi place ținuta Alexandrei. Îmi place, doar că este tot în zona aceea. Sigur că ai venit cu ceva shiny, dar tot către retro. E retro, dar e anii 20 acum. Am zis că mai departe mă duc în preistorie. Uga buga. Nu știu dacă îmi plac încălțările. Nu știu dacă se potrivesc, dar mie vizual nu-mi plac. Aș fi ales poate niște sandale sau altceva. Dar per total, de sus până la pantaloni, îmi place ce văd. Mulțumesc, Raluca. Mulțumesc, Raluca. Andreea. Da, Ilinca. Ținuta. Este una foarte frumoasă. Este. Te-ai îmbrăcat așa, într-un final? Normal, no. De ce? Nu. Crezi că n-ar sta bine pe mine? Păi nu știu, că tu zice până acum că îți place, mai dar bine nu te-ai îmbrăcat. Am aici mai mult și stă mai bine. Aia zic. Da. Așa, ce să zic, draga mea? Îți stă bine, ești în aceea zonă, trocalețe aia chiar nu-mi plac. Mă gândeam că nu te nimeresc Sabotul. Aici. E prea țuguiat. Mi-e așa îmi place. Da. Lung și țuguiat. Da. Ce nebun. Atât? E în zona ei, Linca, nu știu dacă o să iasă, dar eu totuși sper. Deci asta să înțeleg că pe voi vă deranjează un pic. Adică... Nu, Doamne ferește, nu ne deranjează. Păi, bim asta. Ar trebui să bucure, dacă e în zonă, nu primești steluțe, treaba bună. O să primești, că stă bine. Păi hai să vedem, să nu ne dăm noi așa cu presupusul, doar jurații ne pot elucida. Hai în fața lor, Alexandra. Bună seara! Da, că deja mi-i chipuiam că dansez cu cineva, mai aveam puțin te-am și strângeam că... Da! Da! Data viitoare! Nu știu cu cine vrei să dansezi, în seara asta cred că ai vrut să dansezi cu stilul. Ai o ținută frumoasă, strălucitoare, compusă bine. Îmi place ideea de turban, că ai folosit turbanul. Nu mă deranjează foarte tare papucii pe care ai în picioare, pentru că nu se văd și pentru că lungimea pantalonului este una corectă. Dar n-ai schimbat stilul. E tot inspirație retro, dar altă eră. A fost 60, a fost 70, acum sunt pe 20. Ținuta este, arată foarte bine. Mulțumesc! Dragă, mă gândeam la ceva, dar am uitat la ce. Din cauza la Coca avem fugă de idei. Am fugă de idei, mă gândeam și la un piure în sfârșit. Mă gândeam la niște chestii. Măi, fetiță, tu îmbrăcat așa mi-aduce aminte de Rojin Mări. O cetățeană care mie îmi plăcea foarte tare pe vremuri. Am fost din nefericire la două concerte și am avut neșansa să o aud vorbind și am avut neșansa să o aud cum discuta cu personalul. Ceva mai sinistru, de o aroganță mai sinistră. N-am întâlnit, rău să mă crezi, în viața mea. Foarte urât, m-am dezamăgit, mai cu seamă că albumul ăla pe care l-a făcut cu cover-uri după Mina este senzațional. Și ea, mă rog, o fată foarte talentată. Este o inspirație pentru mine, da, de multă vreme. Recunosc. Revenind la ținuta pe care o port și care mi-aduce cumva aminte de ținutele purtate de ea, deși are acele touch-uri 20-iste, mi se pare perfectă ținuta ta. Da, dragă, să nu mai lungim pe aici, ținuta este perfectă.
este una din acele ținute din top 3 din platou din seara aceasta. Subscriu. Mânușile sunt extraordinare de bine alese, totul îți vine în țiplă. Mulțumesc. Arată excepțional, Alexandra. Mulțumesc. Bravo, ai stil. Mulțumesc frumos. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Vei steluțe, Alexandra, felicitări. Vorbește și cu cei de acasă. Iarăși îmi pierd graiul, pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Eu mă străduiesc și știu că am făcut o promisiune. O să vă surprind. Simt că o să fac asta. Iar voi surprindeți-mă cu multe voturi la 11. Cu 11. La 1, 2, 0, 6. Chiar m-am emoționat. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, Alexandra.